Care frumos că ne-au zdrobit de aia, ce frumos! Ne-au dat în 3-0 de s-a liniștit toată lumea. Ultimul meci de fotbal e încă subiect de discuții între Ovidiu și colegul său Adrian. Cei doi împart ore bune la Fundația pentru voi. Ce taxi acolo se vede? Aici e centrul Copy Center Horizontul și aici, în stânga mea, este Casa Cristian. Care stau un număr restrâns de persoane cu diferite activități și educatori care stau permanent cu ei. Din curtea centrului în care Ovidiu vine de 3 ori pe săptămână, se poate vedea instituția în care bărbatul de 58 de ani a lucrat. Acum nu mai are loc de muncă. Și-a păstrat însă pasiunile, muzica, excursiile și sportul. Dintre activitățile care lui îi plac în acest centru sunt mai ales activitățile care presupun evaluarea cunoștințelor generale. El este un foarte bun cunoscător, este ca o enciclopedie vie, tot timpul și noi trebuie să fim foarte informați. Diagnosticat cu sindrom obsesiv-compulsiv, Ovidiu nu a putut locui singur niciodată. A stat cu părinții săi și a beneficiat de serviciile Fundației pentru voi la domiciliu. Mama venea și spunea de fiecare dată, vă rog, ajutați-mă să mor liniștită. Asta era rugămintea mamei, disperată pentru că anii treceau și dorea să fie liniștită că atunci când ei nu vor mai fi, Ovidiu va continua să locuiască în apartamentul lor. Părinții lui Ovidiu s-au stins, iar apartamentul lor a rămas Fundației pentru voi, care încearcă acum să-l transforme într-o locuință protejată, adică un loc în care persoane cu dizabilități care nu pot sta singure, nu își pot gestiona bugetul și nu își pot pregăti mâncarea, pot trăi altfel decât într-un cămin spital. Cu o donație de 15.000 de euro de la olandezi, locuința a fost renovată. Acum mai are nevoie de mobilă și aparatură electrocasnică pentru ca Ovidiu și alți doi colegi de-ai săi să o poată numi acasă.